Lăudat să fie Dumnezeu! Amin. Doresc din toată inima Dumnezeu să binecuvinteze toată adunarea prezentă în această dimineață înaintea Lui. Amin. Să ne facă să ne bucurăm de tot binele care El îl are pregătit pentru noi și casele noastre. Amin. Iubiți frați și surori, în această dimineață găsesc că este potrivit să rămânem într-o temă de familie, întrucât avem în mijlocul nostru această lucrare de binecuvântare, de dedicare acestui copilaș. Dorim din toată inima Dumnezeu să-L binecuvinteze. Amin. Și aș vrea să vă readuc atenția asupra pasajului din Geneza 35, care a fost citit în auzul urechilor noastre, Iacov la Betel, un pasaj, o istorie din familia, din viața patriarhului Iacov. Și aș vrea să îmi intitulez mesajul în această dimineață, o îndemnare pentru noi toți: întoarceți familia spre casa lui Dumnezeu. Întoarceți familia spre casa lui Dumnezeu. Betel, în însemnătatea numelui, însemna casa lui Dumnezeu. Vedem în pasajul acesta o chemare a lui Dumnezeu către un tată, a cărui familie a început să se afunde tot mai mult din criză în criză. Au început să apară probleme în familia aceasta, au început să se confrunte cu anumite situații grele, care probabil prin mintea tatălui Iacov nu i-au trecut niciodată. Și vedem din pasajul acesta că soluția și atunci, soluția și astăzi și soluția cât va mai fi pământul acesta și oamenii pe pământ, rămâne aceeași: întoarcerea spre Dumnezeu. Indiferent de starea grea în care poate să ajungă o familie, indiferent de crizele în care poate să se afunde o familie la un moment dat, soluția a fost pentru familia lui Iacov și rămâne și astăzi pentru familiile noastre să ne întoarcem înspre Dumnezeu. Și doresc din toată inima ca Dumnezeu să se îndure de fiecare familie. Eu nu știu nevoia fiecărei dintre dumneavoastră. Eu nu știu problema cu care vă confruntați. Dar vedem în familia lui Iacov că au apărut probleme care se pot repeta și în zilele acestea, se pot vedea. Poți să ajungi la un moment dat să ai probleme cu copiii, să îți plece fata de acasă, băieții să-ți facă rușine în urma atitudinilor și a răzbunării lor. Pot să se întâmple atâtea lucruri grele care ajung să străpungă inima unui tată și să-l umple de atâta durere, încât deznădejdea să-i cuprindă inima și să spună, cum spunea Iacov aici: voi m-ați nenorocit. Nu puțini au fost părinții care în viață au gustat cupa aceasta a durerii și a amărăciunii, prin prisma familiei și a situației în care au ajuns casele și copiilor. Și tatăl acesta, Iacov, a rămas fără putere în mâinile lui, fără vlagă, și ceea ce pentru el însemna viitorul, însemna doar nenorocire. Însemna pierderea casei lui. Însemna nicio șansă de scăpare. Însă în momentele acelea cele mai grele și cele mai dificile, când pentru Iacov nu mai exista ajutor, Dumnezeu se prezintă și aduce o soluție și spune: întoarce-te la locul unde te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Și acea soluție rămâne până în ziua de astăzi, indiferent de situația grea în care poate să ajungă o familie în circumstanțele nefaste ale vieții acesteia. Întoarcerea spre Dumnezeu. Aș vrea, în primul rând, frați și surori, să ne aducem aminte puțin de moștenirea lui Iacov, zestrea lui Iacov, familia lui Iacov, de unde se trăgea el, moștenitorul făgăduințelor avramice. Și sunt sigur că toți care suntem în locul acesta și îndeoseb părinți, suntem oameni care la un moment dat în viața noastră am avut un moment când ne-am întâlnit cu Dumnezeu. Cum Iacov, când fugea de fratele său, într-o noapte l-a întâmpinat Dumnezeu și până atunci, dacă știa de Dumnezeu din prisma lui Avram, din prisma lui Isaac, iată că omul acesta a ajuns să se întâlnească el personal cu Dumnezeu și Dumnezeu să-i vorbească.
Și Dumnezeu să îi dea binecuvântare și să-l facă în continuare moștenitorul făgăduințelor avramice. Și lucrul acesta nu era un lucru lipsit de însemnătate, era un lucru foarte greu. Era un lucru foarte binecuvântat. Nu multe familii din vremea aceea au fost alese cum a fost familia lui Avram. Nu mulți bărbați s-au bucurat de făgăduințele care s-a bucurat Avram. Însă, frați și surori, trebuie să înțelegem un lucru care este foarte, foarte important pentru noi, că noi, ca și creștini, chiar dacă moștenim făgăduințele lui Dumnezeu, dacă nu suntem atenți, putem să ajungem în momente în care să fim lipsiți de prezența lui Dumnezeu. Să pierdem făgăduințele lui Dumnezeu. Să ne pierdem și noi și casele noastre. Și aici, în primul rând, noi ca tați, noi ca părinți, trebuie să cerem de la Dumnezeu multă înțelepciune. Ca unii care ne-am întâlnit cu Dumnezeu, înainte de a se întâlni copiii noștri cu Dumnezeu și ajunge ei la locul întâlnirii lor cu Dumnezeu, Dumnezeu ne-a dat nouă o zestre binecuvântată și o zestre de dorit. Și noi avem această încărcătură spirituală din partea lui Dumnezeu. Dar dacă nu suntem atenți și ajungem să facem anumite greșeli pe care și omul lui Dumnezeu Iacov le-a făcut în călătoria lui, ajungem să riscăm să ne punem familia într-o poziție nefavorabilă și să riscăm să pierdem făgăduințele lui Dumnezeu. De aceea orice tată din locul acesta și orice mamă ar trebui să știe, cu pocăința nu-i de glumă. Cu făgăduințele lui Dumnezeu nu-i de glumă. Cu Dumnezeu nu-i de glumă. Dacă Dumnezeu ne-a făcut, poate în tinerețea noastră, chemări binecuvântate, făgăduințe frumoase, pe care unele le așteptăm să se împlinească, de multe ori acestea sunt legate de o condiție, dacă vei rămâne lângă mine. Pentru că principiul acesta rămâne valabil, cum a rămas în vremea lui Asa, când veneau împărații să-i facă război și Dumnezeu trimite prorocul și spune: ascultați, Dumnezeu este cu voi atâta vreme cât voi sunteți cu El. Dacă îl căutați, se va lăsa găsit. Dacă îl părăsiți, vă va părăsi și El. Și omul acesta, Iacov, un om cu o zestre extraordinară, ajunge la limită să-și nenorocească familia. Și atunci m-am gândit, în primul rând, frați și surori, eu ca tată, dumneavoastră ca părinți, câtă responsabilitate avem înaintea lui Dumnezeu să păstrăm făgăduințele lui Dumnezeu. Era poporul Israel mult mai mare decât era aici familia lui Iacov. Era un mare număr, poate 2 milioane, pe care Dumnezeu l-a scos din țara Egiptului. Dar în urma părăsirii lui Dumnezeu, Geneza 3, Exodul 32, când cu vițelul de aur, Dumnezeu în mânia lui, măcar că ducea poporul acesta spre o țară binecuvântată, a fost gata să renunțe la el și la făgăduințele care i-au dat, pentru că poporul acesta a schimbat închinarea. Și Dumnezeu îi spune: Moise, lasă-mă! Mânia mea s-a aprins împotriva acestui popor, îl nimicesc și din tine fac un alt neam binecuvântat. Dar Dumnezeu totuși, în bunătatea lui, nu face aceasta și Moise stă ca un mijlocitor între popor și Dumnezeu. Dar Dumnezeu e în stare să facă lucrurile acestea pentru cei care se depărtează de Dumnezeu. Un împărat deosebit, spune cartea 2 Cronici, capitolul 24, scăpat prin minune din casa lui, de mâna Ataliei care vrea să-l ucidă, micuțul Ioas, protejat în casa lui Dumnezeu, așezat într-un mod atât de minunat pe tronul de domnia lui Israel, la un moment dat ajunge viața lui să se sfârșească nu așa cum ar trebui să se sfârșească viața unui împărat și să guste din pedeapsa și părăsirea lui Dumnezeu. Și spune la un moment dat, 2 Cronici 24 cu 27, că despre el, despre fiii lui, și despre marele număr de prorocii făcute cu privire la el. Nu știu dacă toate acelea s-au împlinit. Nu știu dacă a ajuns împăratul Ioas să guste din toate făgăduințele pe care Dumnezeu le-a făcut, pentru că a contat foarte mult atitudinea lui. Și mă rog în această dimineață ca Dumnezeu să se îndure de noi ca părinți și să ne binecuvinteze să rămânem lângă Dumnezeu.
Ne-a făcut Dumnezeu o făgăduință frumoasă și minunată, Dumnezeu e gata să le împlinească, pentru că este un Dumnezeu credincios. Dar trebuie ca noi să stăm lângă Dumnezeu și astfel familiile noastre să ne rugăm să fie protejate de bunul Dumnezeu. Aș vrea, frați și surori, să prezint înaintea dumneavoastră câțiva pași care au contribuit înspre declinul acestei familii. Câțiva pași care au contribuit la căderea acestei familii și apoi câțiva pași care au trebuit urmați ca ea să fie scoasă din acea criză și apoi ce face Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. În primul rând, din pașii care au contribuit la declinul familiei lui Iacov a fost înrădăcinarea sau împământenirea într-un loc care n-a fost prielnic casei lui Iacov. Ascultați aici în Geneza 33, versetul 17, Iacov a plecat mai departe la Sucot și a zidit o casă și a făcut colibe pentru turme. De aceea s-a dat locul acela numele Sucot. La întoarcerea lui din Padan Aram, Iacov a ajuns cu bine în cetatea Sihem, în țara Canaan, și a tăbărât înaintea cetății. Parte de ogor pe care își întinsese cortul a cumpărat-o de la fiul lui Hamor, tatălui Sihem, cu 100 de chesita. Și acolo a ridicat un altar pe care l-a numit el Elohe Israel, adică Domnul este Dumnezeul lui Israel. Și am putea spune la o primă privire ce este rău în aceasta. Este rău să dorești să ai o locuință? Nici de cum. Este rău să dorești să zidești o casă? Nici de cum. Interesant că apare aici expresia și-a zidit o casă și-a făcut colibe pentru turme. Dar el spune aici cuvântul lui Dumnezeu că nu a locuit într-o casă cum au locuit alții. El trăia într-un cort. Și Cartea Evreilor spune la un moment dat în capitolul 11 că el care era moștenitor al aceleași făgăduințe cu Isaac, tatălui și Avram la rândul lor, au trăit în corturi mărturisând că sunt străini și călători și așteptau o cetate care are temelii tari, al cărei meșter și zitor era Dumnezeu. Însă când apare expresia aceasta și-a zidit o casă, mie îmi aduce ideea aceasta, Iacov a ajuns să se prindă într-un anumit loc. Și repet, nu este rău să te stabilești într-un loc. Dar contează foarte mult locul acela și nu mă refer neapărat aici ca zonă geografică, trebuie să înțelegem ca și popor al lui Dumnezeu granițele care ne le așează Dumnezeu. Pentru că și Avram la rândul lui s-a stabilit și s-a bucurat de ajutorul lui Dumnezeu, deși a fost o zonă poate nu așa prielnică pentru pășunat, spunem noi. Și Lot, nepotul lui, s-a stabilit, dar s-a stabilit într-o zonă care s-a dovedit a fi defavorabilă și în detrimentul familiei lui. S-a stabilit până la cetatea Sodomei și spune aici foarte interesant, Iacov și-a întins cortul până la cetatea Sihemului. Seamănă foarte mult cu situația lui Lot. Inițial, până la cetatea Sodomei. Nu cred că avea Lot de gând să se dedea sau să accepte lucrurile care le făceau sodomiții. Însă, trecând câteva file, îl vedem pe omul lui Dumnezeu Lot, un neprihănit despre care spune cuvântul lui Dumnezeu, ajungând să își chinuie sufletul în cetatea Sodomei. Și iată că omul lui Dumnezeu Iacov ajunge într-un loc care aparține de țara Canaanului, țara care îi era să îi fie dată lui prin făgăduință și seminței lui după el. Însă, diferit de părinții lui care au călătorit dintr-un loc în altul, omul acesta se așează într-un loc în care familia lui nu este pusă la adăpost. Și aici începe să apară problema. Probabil că locul acela unde s-a așezat Iacov era benefic pentru business-ul lui. Favoriza poate turmele care le avea, pășunile sau eu știu ceea ce, cu ce se îndeletnicea omul acesta. Și probabil că din punctul acesta de vedere era bine pentru el. Însă, frați și surori, pentru noi ca și copii al lui Dumnezeu există mai presus decât preocuparea aceasta pentru a ne merge bine în viața aceasta, pentru noi ca și copii al lui Dumnezeu există preocuparea familiile noastre să fie puse la adăpostul lui Dumnezeu. În cartea Numeri, la un moment dat, spune cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 32
că înainte de a trece Iordanul, două seminții vin înaintea lui Moise și spun în felul următor: Domnule Moise, noi avem multe pășuni, noi avem multe vite, noi ne ocupăm cu crescutul lor și aici, înainte de a trece Iordanul, este un loc binecuvântat în care putem găsi ce este de trebuință pentru noi și pentru îndeletnicirea noastră, pentru afacerea noastră, dacă vreți, pentru ceea cu ce ne ocupăm noi. Și Moise, spune cuvântul lui Dumnezeu, se aprinde de mânie și spune: cum vreți voi să ne norociți pe poporul lui Israel? Dumnezeu a stabilit că vă dă o țară dincolo de râu și acolo e locul și moștenirea voastră în care trebuie să intrați. Dar ei spun: nu, noi vom face o coale și vom rămâne aici. Vom trece să-i ajutăm pe frații noștri și ne vom întoarce înapoi la familiile noastre. Și ca un compromis, acceptă omul lui Dumnezeu, Moise, lucrul acesta, ca aceste două seminții să-și primească moștenirea dincoace de Iordan. Dar știți că lucrul acesta a fost un lucru periculos, pentru că au fost în afara granițelor pe care le-a stabilit Dumnezeu pentru ei. Și pe la aceste două seminții mereu s-au abătut războaiele, mereu s-au abătut pericolele, ba amoniții, ba amaleciții, ba alte popoare care vineau împotriva lui Israel, veneau pe la locul unde erau stabilite aceste două seminții. Și la un moment dat spune cuvântul Domnului că vine unul Nahaș amonitul să arunce hulă asupra lui Israel, dorind să le scoată ochiul. Vedeți dumneavoastră, ca și oameni, dorim în viața aceasta să realizăm ceva. Și nu este rău să dorești să realizezi ceva. Însă dorința aceea de a realiza ceva nu trebuie să fie pusă primordial deasupra familiilor noastre. Familia noastră trebuie pusă într-un loc la adăpost și apoi Dumnezeu binecuvintează și lucrul nostru și venitul nostru și, să păstrăm expresia biblică, ne mulțește și turmele. Slăvit să fie Dumnezeu! Dar Iacov a început să intre în declinul acesta pentru că poziția pe care a ales-o el n-a fost favorabilă familiei lui. Imediat vedem un alt pericol care apare. Dina, fata pe care o născuse lui Iacov, Leia, a ieșit să vadă pe fetele țării. Modelele țării pot fi o cursă pentru copiii noștri. Și m-am tot gândit, oare ce vrea Dina să vadă la fetele țării? Oare vrea să vadă cum se îmbracă ele? Oare vrea să vadă cum se aranjează ele? Oare vrea să vadă cum petrec ele? Oare ce vrea să vadă Dina de la fetele țării? Și știți, frați și surori, că pentru noi în societatea aceasta stricată în care trăim, există un real pericol. Modelele lumii acesteia sunt un pericol pentru copiii noștri, pentru băieții noștri, pentru fetele noastre, și ei trebuie păziți și numai Dumnezeu îi poate păzi. Nu s-a gândit fata aceasta ce are să se întâmple. Nu s-a gândit că va fi jefuită de toată inocența și de toată puritatea ei. Nici Iacov, tatăl ei, nu s-a gândit la lucrul acesta. Și am spune noi, un tată ar trebui să cântărească bine lucrurile. Ar trebui să observe. Cartea 2 Samuel spune la un moment dat despre acea întâmplare, acea nenorocire care era să se abată asupra casei lui David și David nu-și dă seama. Și băiatul lui Amnon se îndrăgostește de sora lui, de Tamar, se face bolnav după sfatul prietenului care îl avea și trimite vorba lui David și spune împăratului când vine să-l viziteze: lasă, te rog, pe Tamar să vină până în casa mea să-mi facă ceva de mâncare. Și te-ai gândit că David, ca tată, atunci trebuia să se gândească: băiete, dar de ce tocmai Tamar? Sunt atâtea slujnice la casă regală, sunt atâtea bucătărese care știu să facă turte poate mai bine decât copilul ăsta care poate nu a făcut în viața ei niște turte. De ce tocmai ea? Și David nu-și dă seama de pericolul care stă să vină asupra casei lui. Și frați și surori, un pericol care ne paște și poate să ducă familiile noastre în declin și în criză, sunt modelele și din societatea și din lumea aceasta la care copiii noștri privesc. Le plac de poate anumiți fotbaliști,
de felul cum se comportă, de gesturile care le fac. Le place poate de anumiți actori din filmele care le văd. Copie frizura lor, copie gesturile lor, copie felul de a vorbi. Și poate noi ca părinți nici nu realizăm pericolul acesta care se abate, că modelele țării sunt cu adevărat un pericol pentru copilașii noștri. Și lucrul acesta a contribuit la criza în care a intrat familia lui Iacov. Știți dumneavoastră că tinerii nu au aceeași capacitate de discernământ cum au părinții. Părintele spune, eu am fost ca tine, tu n-ai fost ca mine. Tânărul nu-și dă seama de pericole care stă să-l pască. Samson nu-și dădea seama când cerea tatălui și mamei lui o nevastă dintre fetele țării. Nu conștientiza pericolul acesta. Și părinții iar erau cu inima durută. Dar spune când s-a dus să se căsătorească, a făcut un ospăț, cum făceau tinerii. Și lucrul acesta, pentru părinții lor, nici măcar nu găsim că au fost prezenți la ospățul acela. Probabil că nu se îndelinceau ei în felul acela. Dar vedeți, pericolul în care a ajuns Samson, din pricina nepriceperii lui, n-a stat în locul în care l-a pus Dumnezeu, unde îl mișca Duhul lui Dumnezeu între Țorea și Eștaol. Pe unde îl mișcă Duhul lui Dumnezeu pe copilul de pocăit, pe fata pocăitului? Îl mișcă când la adunare, când acasă, când la repetiție de cor, la repetiție de fanfară, la rugăciune, la studiu biblic, la școală, la lucru, într-un program frumos articulat, se culcă odată cu toți oamenii, se scoală odată cu toți oamenii, nu este un fiu al nopții. Așa mișcă Duhul lui Dumnezeu și ar trebui să miște. Însă când tânărul iese de sub prezența lui Dumnezeu, de sub călăuzirea Duhului Sfânt, nu realizează pericolul în care ajunge și poate să ajungă într-o criză majoră. Și iată, modelele țării au devenit pentru casa lui Iacov o problemă. Pentru că, frați și surori, să știți, pericolul acesta e real. Ceea ce copilașii noștri văd afară, într-o zi se vor întreba, de ce noi nu facem așa? De ce ei fac așa și noi nu facem așa? Și aici noi, ca părinți, ar trebui să avem capacitatea să învățăm. Pentru că așa spunea Dumnezeu lui Moise. Spune poporului, când te va întreba fiul tău, să spui așa și așa. Copiii noștri văd multe. Copiii mici văd foarte multe, copiii mari văd și mai multe și își pun întrebări foarte serioase. Dar eu ca tată, dumneavoastră ca părinte, avem datoria aceasta să știm să învățăm și să vorbim cu copiii noștri și zic din toată inima Dumnezeu să se îndure și să ne binecuvinteze. Au mai fost și alți factori care au contribuit la declinul acestei familii. Viclenia băieților cu care au vorbit pentru a omorâ pe oamenii aceia. Mă întreb oare de unde au moștenit-o? Probabil că de la Iacov până să se pocăiască, pentru că el se mai ocupa cu viclenia ca să-și atingă anumite scopuri, a fura binecuvântări, a face una, a face alta. Și iată că lucrurile acestea s-au moștenit în băieții lui. Și băieții lui, care îl spune aici cuvântul lui Dumnezeu, vorbeau cu vicleșug ca să spună oamenilor acelora să se taie împrejur, că mai apoi să se răzbune. Răzbunarea în familia lui Iacov. Jaful, furtul de bunuri și de familii ale celorlalți oameni, neveste și copii, toate acestea au fost niște pași, toți aceștia au fost pași care au adus casa lui Iacov într-un declin spiritual grozav. Și-i drept. Te uiți la așa situații și omenește te întrebi, ce șansă mai am? Realizez că am ajuns aici, văd că nu mă înțeleg bine cu copiii mei, văd că nu mă înțeleg bine cu soția mea, poate. Văd că sunt în starea aceasta și să pun o întrebare. Să mai poate ieși de aici? Și în această dimineață eu vreau să spun, se poate cu ajutorul lui Dumnezeu. Uitați-vă câțiva pași spre ieșirea din criză. Geneza 35:1. Dumnezeu a zis lui Iacov, scoală-te, suie-te la Betel, locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău Esau. În primul rând, primul pas care e necesar de făcut, acceptă soluția lui Dumnezeu. Noi ne-am priceput să ne băgăm în anumite situații grele, dar de acolo nu ne mai pricepem să ieșim. Ne-am priceput să încurcăm lucrurile, dar nu ne mai pricepem să le descurcăm.
Și încearcă mama, încearcă tata, cum pot ei de dibaci să rezolve, să-și apropie poate copiii, familia și vedem că parcă e în zadar. De ce? Soluția trebuie să fie soluția lui Dumnezeu, care rămâne mereu aceeași. Pocăință și întoarcere de unde ai căzut. Întoarcerea unde ai fost. Până nu se acceptă soluția lui Dumnezeu, nu se poate ieși din impas. Până nu conștientizează omul că a ajuns în starea asta dificilă și familia lui a ajuns în starea asta grea, nu poate să vină rezolvarea lui Dumnezeu. Pentru că rezolvarea lui Dumnezeu vine după soluția lui Dumnezeu. O altă familie era în criză. 2 Împărați, capitolul 6. Și văduva aceasta vine la omul lui Dumnezeu Elisei și prezintă criza familiei ei. Și soluția pe care o dă omul acesta e soluția care vine de la Dumnezeu și începe printr-o întrebare. Ce ai acasă? Și din puținul acela care îl ai acasă, pentru că e binecuvântat, e un de lemn, chiar dacă e puțin, dar e un de lemn, pe acela puțin Dumnezeu îl binecuvintează și el va fi soluția prin care tu îți vei salva casa. Dacă Dumnezeu ar fi să întrebe în această dimineață pe fiecare dintre noi, ce avem acasă? Cu ce ne ocupăm poate noi? Cu ce ne place să ne ocupăm? Cu ce ne îndeletnicim? Oare am putea spune noi, ca femeia aceea văduvă în criză, Doamne, eu n-am multe acasă. Dar ce am acasă? Îi curat, îi un de lemn. Și acela îl binecuvintează Dumnezeu. În primul rând, acceptarea soluției lui Dumnezeu. Pleacă de acolo de unde ești și du-te la Betel. În al doilea rând, cheamă-ți familia la reformă. Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el, scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățați-vă și schimbați-vă hainele ca să ne sculăm să ne suim la Betel. Reformă la nivel de familie. Interesant că în familia lui Iacov au apărut dumnezeii străini. Și iarăși te întrebi, de unde au apărut aceștia? Se pare că au moștenit-o pe mama Rahela, care plecând de la tatăl ei Laban, a furat idolii tatălui său. Au crezut că poate îi vor purta noroc în viață, au crezut că vor fi buni și au hotărât să-i fure. Însă vedeți că atitudinea aceasta s-a răsfrânt asupra copiilor. Și copiii, la rândul lor, au ajuns să aibă dumnezeii străini. Și aici din nou mă întorc, frate și surori, pentru noi ca și părinți. Ceea ce ne permitem să facem noi, copiii noștri își vor permite să facă și ei. Avem noi dumnezei străini, vor avea și ei dumnezei străini. Suntem noi oamenii lui Dumnezeu, greu, dar vor fi și ei oamenii lui Dumnezeu. Va fi multă luptă și așa va fi multă luptă din partea celui rău, dar au șanse să ajungă oamenii lui Dumnezeu. Dar dacă în casa noastră sunt dumnezei străini, atunci aceștia trebuie scoși afară. Curățați-vă și schimbați-vă hainele. Chiar și aspectul acesta fizic. Sigur, curățarea lor trupească, din punct de vedere spiritual, curățarea inimilor noastre când vrem să ne apropiem de Dumnezeu. Chiar schimbarea hainelor când vii în prezența lui Dumnezeu, să vii într-o formă de respect, pentru că înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu, oricine se apropie de Dumnezeu, cu cât se apropie mai mult, cu atâta se acoperă mai mult. Ca îngerii, care vreți din Isaia 6, ca Petru când mere să-L vadă pe Domnul, oricine se apropie de Dumnezeu, își schimbă hainele tot mai mult, chiar și în capitolul acesta material. Și reforma trebuie să fie și aici. Și eu mă rog din toată inima Dumnezeu să binecuvinteze toți părinții. Dragi părinți, dragi tați, dragi mame, vegheați și asupra hainelor copiilor dumneavoastră și asupra felului cum se îmbracă. Poate vor spune, sunt un copil, sunt o fetiță mică, sunt un băiețel mic. Dar nu uitați, cum îi învățăm, așa o să avem. Cum sădim în ei, așa o să fie. Mă rog din toată inima Dumnezeu să se îndure și să ne ajute, dacă trebuie reformă la capitolul acesta, să facem reformă. În al treilea rând, al treilea pas, acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu. Zidește un altar în familia ta. Zidește un altar în casa ta. Adună copiii, odrasele care ți-a dat Dumnezeu împrejurul altarului la momentul părtășiei. Așează-te pe tine însuți ca o jertfă, cum spune Romani 12, pe altar înaintea lui Dumnezeu.
Pentru că noi suntem o preoție aleasă, un neam sfânt pe care Dumnezeu ne-a răscumpărat ca să aducem jertfe lui Dumnezeu. Preoții, în primul rând, în Vechiul Testament, aveau datoria să stea la îndemâna poporului și la îndemâna lui Dumnezeu, aducând jertfe pentru ei și pentru popor. Similar, în Noul Testament, Dumnezeu a făcut de noi o preoție, spune Cartea Petru, ca să aducem jertfe duhovnicești. Și jertfele se aduc pe altar. Și pe altarul acesta trebuie să fie adus și trupul meu ca tată, și trupul dumitale ca mamă, și copilașii noștri să fie părtași la închinarea familiei. Acolo voi zidi un altar, a spus Iacov, și mă voi ruga înaintea lui Dumnezeu. Vreau să mă apropii de încheiere, însă nu vreau să termin până să mai menționez și lucrurile acestea. După ce facem noi ceea ce trebuie să facem și ține de noi, există o parte pe care o face Dumnezeu și numai El poate să o facă. Versetul 5. Apoi au plecat. Groaza lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetățile care îi înconjurau, așa că locuitorii lor n-au urmărit pe fiii lui Iacov. Iacov și-a dat seama în problema în care a fost că nu poate birui cu puținul număr de oameni care îl avea sub stăpânirea lui. Spune aici, am atât de puțin rob sub mine, nu pot să mă lupt. Oamenii aceștia se vor scula și ne vor nimici pe noi toți. Și adevărat, resursele noastre sunt atât de mici. Resursele noastre nu sunt îndeajuns ca să poată salva familia noastră. Însă, când Dumnezeu vede sinceritatea la noi, când vede că încercăm să schimbăm lucrurile, să ne apropiem casa de Dumnezeu, atunci lucrurile care nu le putem face noi, le face Dumnezeu. Groaza lui Dumnezeu s-a răspândit. Sunt lucruri care noi nu le vedem, dar nu le putem face. Și pe acelea le face Dumnezeu. În al doilea rând, sunt lucruri care le face Dumnezeu binecuvântând familia noastră. Dumnezeu iubește reforma și spune aici, când s-a prezentat Dumnezeu, zice, Dumnezeu l-a binecuvântat. I-a zis pentru a doua oară, nu te vei mai numi Iacov, te vei chema Israel și a pus numele Israel. Și Dumnezeu îi binecuvintează din nou familia. Îl binecuvintează odată și schimbă numele atunci înainte să se întâlnească cu Esau, în noaptea aceea când se luptă cu Îngerul Domnului, dar Dumnezeu îl mai binecuvintează odată pe el și familia lui în urma reformei și apropierii lui de Dumnezeu. Și aș întreba în această dimineață, este cineva în locul acesta care dorește ca familia lui să fie binecuvântată? Dumnezeu este acela care dă binecuvântarea. Dar trebuie ca noi să facem reformă. Și în ultimul rând, Dumnezeu reînnoiește făgăduințele date părinților noștri. Făgăduințele care au fost date lui Avram și lui Isaac, Dumnezeu le reînnoiește și față de Iacov. Ceea ce era aproape, aproape să piardă. Cât pe ci, spune psalmistul, să mă nenorocesc de tot. Și spune interesant, chiar în mijlocul adunării. Și există și pericolul acesta, că pot să vină oamenii la închinare fără să fie cercetați de Dumnezeu sau să-L cunoască pe Dumnezeu și este un pericol și să pot pierde în casă, cum s-a pierdut și leul acela în casă, cum s-a pierdut și oaia aceea afară, dar leul în casă. Și aceasta este o realitate. Și Iacov era aproape, aproape să piardă binecuvântarea aceasta. Dar în urma pocăinței familiei lui, Dumnezeu reînnoiește legământul făgăduințelor. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să întoarcă acasă pe toți fiii risipitori. Dumnezeu să reîntregească familiile noastre ale tuturor și bunul Dumnezeu să înnoiască făgăduințele care poate în tinerețe le-am auzit. Poate ai plecat din țară și ai plecat cu făgăduința lui Dumnezeu. Și mi-aduc aminte de o situație, stăteam de vorbă într-o împrejurare cu fratele Andrei, în casa unui om scump de altfel. Tare îmi plăcea cum povestea el. Spune el, am fugit din țară, m-am rătăcit prin pădure, nu mai știam drumul în care să o luăm, era periculos. La un moment dat a apărut în fața noastră un om. Deodată a apărut și ne-a chemat după el, să mergem după el. Și el ne călăuzea. Vroiam la un moment dat, în graba noastră, să-l atingem și el ne dădea cu mâna să nu-l atingem. I-am cerut numele și nu ne-a spus numele. Și n-a realizat
Am ieșit la un luminiș și ne-a dus până la o stradă, până la un loc, o cărare. Și când ne-am întors, îi mulțumim omul acela dispăruse. Și iată un bărbat care s-a întâlnit cu un înger al lui Dumnezeu, care l-a călăuzit, care l-a ajutat să iasă biruitor și care totuși, trecând ani, uitându-se în familia lui, observa că lucrurile nu mai erau la fel. Copiii nu mai erau la fel, el poate nu mai era la fel, familia nu mai era la fel. Și m-am gândit, ce trist! Să pleci din țară cu făgăduințele lui Dumnezeu, să fugi peste hotare, să te păzească Dumnezeu de gloanțe, să te scoată Dumnezeu din lagăr. Ai făcut jurințe în ziua aceea că dacă te va salva Dumnezeu, îl vei sluji pe Dumnezeu toată viața, așa-i? Toți care au fost la momentul ăla de menghină au făcut jurințe. Doamne, dacă mă vei ajuta să ajung în America, dacă mă vei ajuta să ajung în Canada, în Australia, îți voi sluji eu și casa mea. Și au trecut poate 40-50 de ani și ne uităm fiecare la familiile noastre. Am împlinit jurințele făcute Domnului? Mai suntem la fel? Dacă nu, pocăință, reformă, împlinirea juruințelor și Dumnezeu înnoiește făgăduințele pentru noi și casele noastre. Amin.